Dragi susținători ai familiei Furdoi, îi mulțumim lui Dumnezeu și dumneavoastră pentru că efortul și sacrificiul pe care le-ați arătat în toată această perioadă pentru familia Furdoi dau rezultate. Protestele masive din februarie, Walsrod, peste 10.000 de oameni, și noiembrie, Berlin, 10.000 de oameni, au început să doboare ziduri și determină Jugendamt să cedeze. După ce în ziua protestului de la Berlin, Naomi a fost eliberată, astăzi, în urma unui proces al judecătoriei, avem semnale că Ruben și Albert au dreptul la o vizită scurtă acasă în zilele următoare și că pot petrece 24 de ore de Crăciun în familie, fără supravegherea Jugendamt, urmând ca la finalul lunii ianuarie să revină acasă definitiv. Suntem bucuroși de această veste, dar dezamăgiți că procedura este tergiversată și că suferința acestor copii este prelungită fără motive logice. În același timp, este un lucru grav că Jugendamt dorește să dețină în continuare custodia copiilor. Robert și Albert au fost mutați în alt oraș ca pedeapsă pentru că fugeau de acasă, de la școală și de la cămin, Jugendamt încercând să distrugă orice relație de familie a celor 7 copii și părinților. Lupta pentru reîntregirea familiei Furdoi nu este la final. Continuăm până toți cei 7 copii vor fi eliberați definitiv de Jugendamt și de abuzurile la care sunt supuși de aproape 2 ani. Suntem preocupați în mod special de micuța Lea, care nu și-a mai văzut frații de 10 luni de zile și considerăm că ea trebuie să se întoarcă de urgență acasă. Nu acceptăm un al doilea Crăciun fără Lea acasă. Pe această cale dorim să vă informăm că în luna decembrie intenționăm să organizăm un alt protest în Walsrod pentru a cere autorităților germane să pună capăt urgent abuzurilor împotriva familiei Furdoi. De asemenea, la nivelul Statelor Unite ale Americii, se pregătesc proteste masive organizate de comunitatea română-americană în fața ambasadei germane din Washington, D.C., la consulatele de pe teritoriul american și în fața tuturor instituțiilor de interes germane. Echipa de inițiativă Furdoi. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Știrile Creștin Total, și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.